Matematician, cercetător, profesor universitar, academician, Alexandru Miller este fondatorul Școlii Matematice Ieșene. Este primul matematician care a introdus ecuațiile integrale cu nucleu antisimetric. De numele lui se leagă și organizarea în 1912 la Universitatea din Iași a seminarului matematic, instituție care îi poartă astăzi numele și a remarcabilei biblioteci de specialitate integrată în prezent Serviciului Științe Exacte al Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu. S-a născut în decembrie 1879 la București. Licențiat al Facultății de Științe a Universității din București în 1900, își continuă pregătirea la Berlin și Göttingen, unde în 1906 își susține doctoratul în științe matematice. Activitatea sa didactică se întinde în domeniile cele mai variate ale matematicii. Profesor de gimnaziu, profesor la seminarul pedagogic, la Școala de Poștă și Telegrafie între 1907 și 1908, conferențiar de algebră superioară la Facultatea de Științe a Universității din București între 1908 și 1910, profesor titular de geometrie analitică la Universitatea din Iași între 1910 și 1947, iar din 1947 când se pensionează, profesor consultant. Publică peste 80 de lucrări științifice în domeniul ecuațiilor integrale, geometriei diferențiale și istoriei matematicii, adunate în volumul Scrieri matematice, apărut la editura Academiei Române în 1959. Maestru în arta comunicării cu studenții, Alexandru Miller aplică pentru prima dată în România metoda euristică în predarea matematicii la nivel universitar. Tot sub îndrumarea sa este susținut și primul doctorat în matematici pure, obținut la o universitate românească la Iași în 1920. A mai inițiat și realizat studii de istoria matematicii românești și universale. S-a stins din viață în 1965 la Iași. Lucrarea sa, Scrieri matematice, apărută în prima ediție în 1959, s-a epuizat rapid, la scurt timp după ultima republicare din anul 2010.